Stimați prieteni, bună dimineața! Astăzi, mărțișorul meu pentru dumneavoastră prinde în același șnur o expoziție și pe artistul care i-a dat formă, conținut și mister. Prinde Serbările Dionisiace, aceasta este expoziția, și îl prinde pe artistul Mircea Bârloiu, pictor, grafician, profesor 10 de ani la Liceul Dinu Lipati din Pitești. Mircea, dragul meu drag, mă bucur că ne revedem. Eu? Mărțișorul, să trăim mărțișorul cum îl trăiam în vremurile așezate. Da. Bună urare, nu? Da. Bună urare ți-am făcut și ne-am făcut și v-am făcut, doamnelor și domnilor. Să ne bucurăm de fiecare clipă, de ce ne aduce ea bun și frumos și de expoziția ta, Serbările Dionisiace. Începem cu expoziția și apoi derulez întrebările cu trimitere către povestea personală. Serbările Dionisiace sunt sursa primelor forme de teatru, da? Sunt mama teatrului grecesc antic. Dionisos este zeu de referință în mitologia greacă, zeul fertilității, zeul pomiculturii, al viticulturii, al vinului, da? Vin. În preajma lui trăiești extazul, cânți, dansezi, te bucuri până la îți pierde mințile, da? Ei bine, cum te-ai apropiat tu de mitologia greacă și cum ai reușit să transmuți mitologia greacă? Eu sunt la a doua încercare, pentru că acum mulți ani am mai avut o expoziție care se numea Bacanale, dar de fapt aceeași temă. Da. Bine, atunci modalitatea de exprimare era alta. Am căutat cu totul și cu toată culoarea acestor serbări. De data asta am renunțat la prea multă culoare și, după cum ai observat când ai fost în expoziție, totul s-a bazat mai mult pe impresia, cum să spun, de moment. Uh-huh. Deci, sugerată de gest, de atitudine, de mișcare. De mișcare și de modul cum am executat, de fapt, da, această serie de lucrări. Ideea era mai veche. Ți-am zis, pe mine m-a fascinat întotdeauna mișcarea. Corpul omenesc, mișcarea în sine, dezlănțuirea fizică a omului, combinată, coroborată cu muzică, cu atmosfera aia de pierdere de sine, sine, mă rog, până la extaz. Da. Noi nu putem să trăim stările astea, dar dacă le trăim, le trăim în clipe. Da. Dar faptul că un subiect ăsta îți dă întotdeauna puterea să mergi din ce în ce mai pe alte căi, da, mă face să încerc, poate că o să fac și a treia oară chestia asta, însă altfel, într-o altă manieră. De ce spun? Pentru că noi, de fapt, întotdeauna, ca orice artist, el trebuie să se caute pe sine până când moare. Da. Nu poți să spui ca artist, domne, gata, ăsta sunt, așa rămân. Pentru că e o chestie care devine și pentru privitor, dar și pentru tine, un confort din ăsta sufletesc, da, care poate să te ducă la plafonare. În care adică băltești. În care te miști, dar în aceeași... Te miști greu. Încet, da. Ca în baltă, încet, în mult, da. Și ei, totuși, tu spui asta, ca principiu, ca direcție de viitor, de acțiune, este perfect ce spui. Câți însă dintre colegii tăi, pe care îi cunoști, pe care îi cunoaștem... Nu pot să... Deci, Denisa, nu pot să judeci un om. Nu judeci, pentru constați. Constați. Judecată în sensul dar de constatare. În general, artiștii... Acum nu pot să spun despre mine, dar întotdeauna au constată să facă, nu numai, spune, ești pictor. Deci nu faci numai pictură toată viața, încerci sculptură. Da. Orice, grafică. În ultima vreme am văzut că se încearcă. Se încearcă. Nu, dar mai toată înainte lumea vreme acum... cine era pictor, acolo rămânea. Acolo își fixa ancora. Da, pentru că ți se punea o etichetă și dacă făceai altceva, păi nu te pricepi.
E bine pe undeva, deci că se schimbă timpurile. Dar e bine, chiar dacă nu te pricepi. Da, eu nu mă pricepeam la culoare. Deci eu nu am, când am intrat în Uniune, eram la grafică. Deci eram limitat la linie, pată, la viuri, tuș, alb, negru, mă rog. Și după aia am simțit nevoia, trebuie să fac ceva, trebuie să pictez și eu să încerc să văd. Mi-a fost foarte greu. Am încercat să... pentru că una este să știi, să faci 10 ani, să amesteci culorile pe o paletă și atunci începi să descoperi niște lucruri, niște chestii, după aia alegi de acolo ce ți se potrivește. Și mai simplu e la grafică să tragi niște linii, dar și acolo, dacă ai dexteritate, mergi mai departe și încerci să cauți alte și alte căi. De-aia spun că... Știi că niciodată eu nu prea am făcut același lucru de eu știu, ori. Știu. Și știu și cei care te cunosc. Da. Nu pentru că nu aș, cum să, ci pentru că vreau să mă descoper eu pe mine, să văd ce mai sunt în stare să fac. Că nu fac la un nivel, cum să spun, pe care l-ar cere un critic de artă sau, mă rog, un alt coleg de-al meu. Asta e problema, e o încercare a mea. Deci asta este lucru pe care îl fac eu în momentul ăla când, după ce acumulez o anumită cantitate de informație, încep după aia să caut o modalitate de exprimare și după aia, la final, e lucrarea care poate să fie, cum să spun, fiecare e subiectiv când privește, nu? Deci nu poți să fii, să spui, domne, asta e o lucrare genială. Unora le place, altora nu le place, dar este expresia momentului meu în perioada asta, ultima. Rămânem încă în zona temei. Ce-am remarcat eu în această expoziție? Faptul că... nu, am să spun altceva înainte. De regulă, omul, privitorul, când intră într-o expoziție cu o asemenea temă, caută să vadă veselia, bahicul, extazul, da? Caută să-l vadă pe chip. Se duce către ceea ce el consideră că este chip, da? Chipurile tale sunt în transă, e o transă, cum să spun eu, gânditoare, o transă melancolică. Există însă, exact ce spuneai și tu mai devreme, mișcarea aia înnebunitoare. Este un haos care își caută ordinea, o lume de demoni care îl caută pe Dumnezeu. Da? Mie mi se pare că și aici ai reușit o chestiune de nuanță, de profunzime. Chipul rămâne concentrat, este fixat pe un gând, pe o obsesie, la o adică. Da? Uite, chiar și acum avem pe ecran o asemenea imagine. Mișcarea însă contrazice expresia chipului. Felicitări, dragă Mircea! Da. E o observație pertinentă. Da, eu vreau să-ți explic că știi după ce... Deci lucrările astea, toată lumea nu știe, dar procesul de creație este foarte... Pentru mine a fost o provocare. De ce? După cum se observă, uite, sunt niște compoziții deschise, ceea ce înseamnă că sunt niște fragmente dintr-o friză, să zic. Da? Cu multe, multe personaje care se mișcă în cadrul ăla, ies, intră, sunt pe jumătate, prin planuri secunde, dar eu am vizualizat, după ce, mă rog, am făcut mai multe exerciții cu în afara lucrării, vreau să spun că o lucrare, uite, de exemplu, cum e asta, care e acum pe ecran, eu am făcut-o într-o jumătate de oră. Dar, cum să spun, nu până la final, ci numai compoziția, mișcarea și după aia, toate chestiile astea am început să le combin. Am simțit nevoia de puțină culoare, am simțit nevoia de niște detalii, de un centru de interes într-o anumită zonă a lucrării. Pentru că întotdeauna trebuie să existe un centru de interes și totul, în rest, puțin mai difuz. Ochiul scade pe un personaj, dacă vrei să-l pui în
cum să numim, prim plan. Toate lucrurile astea, deci eu nu am făcut înainte o schiță, ci numai o schiță mentală. Uh-huh. Am avut suprafața aia albă, lungă, lată, da, nu știu cum, și cu pensul, acum spun și, și acum intrăm în bucătăria. Da, și acum spun expoziții. O chestie care poate să, da, să nu fie de folos mie. Spune-o totuși. Pentru că lucrările astea sunt făcute cu, am descoperit-o... Așa, aici voiam să ajungem. Da, vopsea, danke, nu da, fac reclamă acum, nu, dar am descoperit o vopsea care, de ulei da, normală, care da, să vopsesc ușile cu ea, da, care diluată cu un anumit diluant, îți dă posibilitatea să faci niște lucruri pe care, de exemplu, le-ai face cu acuarela sau cu tușul. Da, da. La viuri, linii subțiri, linii mai groase, de diferite... Da, am înțeles că ai folosit și carioca. Păi stai puțin da, ca... Și că acelea nu sunt pânzele standard pe care se pictează, da. Da. Deci, da, toată chestia... Deci, ce vedeți, suportul pe care sunt ele făcute este un PFL cu așa, melamina, da, iată, adică cu plastic, care se pune în spatele mirța, bibliotecilor da, sau da, în spatele dulapurilor, pe fundalul. Da, frumos și, experiment, da? Da. Bine, am mai încercat chestia asta, dar acum mi-am dat seama că îți dă mai multe posibilități, de ce fiind un mediu mai puțin absorbant, îți dă posibilitatea să folosești aceste laviuri, degradeuri da, de culoare, dându-ți impresia că este acuarelă, de fapt. Mm-hmm. Nu este o vopsea de ulei, oarecare, da, de rang mic. Da. Și după ce am făcut chestia asta la prima, mă rog, am început... Încet, încet am simțit nevoia de culoare. Uh-huh. Eu am încercat mai multe... Eu am niște fotografii, că le-am fotografiat în stadiile... Și la început era numai negru și griuri și roșu. Dar roșu din... roșu-roșu, de da, aproape vermion, deci bătător la ochi. Mi s-a părut prea dur contrastul și atunci am început să mai sting. Era prea dur roșul cu negru și cu alb. Și atunci zic, trebuie să, la griurile alea, trebuie și niște chestii mai puțin, mai diafane. Deci filmarea este puțin mai colorată. Da. Deci nu a ieșit ca în realitate. Când vezi în realitate, deci, uite, acum da, ce vedeți noastră, că e acolo galben și roșu și oranj. E mult mai palid. E mult mai palid, da. Pentru că am venit cu și violetul ăla ce e acolo. Da. E mult mai palid de ce că am venit cu un fond de bronz, auriu, de la de dat pe sobe. Ca să da, spun da, că da, eu lucrez numai cu... Am înțeles, da. Așa? În asta ar și constat undeva și după noutatea aia, expoziției. Da, da. Și după aia eu experimentez da, întotdeauna. Da. Deci experimentele care pot să fie mai bune, mai... Și după aia, ce mi-a venit în minte că am găsit carioca, așa, am scos... Înăuntru există un baton așa plin da, de culoarea aia care e ermetic închis. Da? Am scos batoanele alea care sunt late și de grosimea unui deget și cu ele am colorat și le-am întins pe bronzul ăla. Amestecul e foarte subtil, că nu-ți dă... Plus că fondul ăla, fiind transparente, fondul ăla auriu, când te miști, îți schimbă culoarea. Da, da. Deci asta e un experiment. Și după aia am intervenit cu niște detalii, uite acum se vede, cu un marker. Așa, cu marker? Marker permanent, da. Scuze-mă, paranteză. Expoziția aceasta este confecționată din, am părăsit zona înaltă a temei, da? Din material PFL, da? Cariocă, vopsea obișnuită ordinară, bronz cu care se vopsesc sobele și ce ai spus acum ultima oară? Păi nu știu ce am spus. Da, ne amintim. În fine, ne amintim. Da, da și carioca. Da, nu, ai mai spus ceva. Am spus. Da, mă rog. Da, și încet, încet
Toate lucrurile astea au început să capete o consistență, așa știi, pentru că la un moment dat, când ai o lucrare și e dezlânată, deci era, când era alb-negru, era împărțită în mai multe zone, știi? Dar ojă nu folosești? Cum? Ojă. Nu, ojă. Încă nu. Da. N-am folosit. Dar, uite, sunt idei și idei. Și faptul că am venit cu legătura asta de culoare, că simțeam nevoia și la un moment dat totul, legându-se și de subiect, serbările astea erau în general toamna, când se făcea vinul, când era totul cald, galben, Grecie, îți dai seama cum știu, e, dar atmosfera aia trebuia să fie foarte caldă și de-aia am băgat bronzul și mai mult oranj, roșu, atmosfera aia. Cum să spun, intervențiile pe personaje, ai văzut, sugerează o anumită... Da, sunt sugestii, sunt aluzii. Sunt aluzii la o față, la proporțiile unei fețe, la o mișcare. Dacă o iei din punct de vedere anatomic, strict anatomic, eu n-am putut păstra chiar proporțiile, pentru că unele... Și am căutat numai gesturi din astea ale personajelor forțate, chiar și contorsioniste, că de fapt nu sunt normale. Își pune mâna peste cap într-un mod... Bine, dar am simțit asta din... Nici într-o stare de conștiință normală nu suntem normali, dar într-una modificată. Da. Și când... Deci întotdeauna un artist nu stă să facă el așa. Da. Și mai ales că sunt făcute... foarte la prima, deci nu sunt titirite și făcut desen înainte. Și totul e așa, spontan și la urmă vin cu niște intervenții care îți dau impresia de construcție anatomică și de... Dar modul în care eu m-am exprimat acum în chestia asta a fost să-mi dovedesc eu mie că pot să fac și... E ca și când faci crochiul. Un crochiu trebuie făcut într-un minut. Dar pentru asta trebuie să știi, să vezi, să ai în creier deja proporțiile și dintr-o linie poți să sugerezi un personaj. Două linii sau... Dar asta ajungi după exerciții și exerciții. Normal că acum, experimentând eu, până după expoziția de Regina Maria, care... Da. M-a forțat să fac mii de perle. Exact, să fii static, să rămâi pe loc. Și să fiu, și să fiu atent la detalii mărunte și bijuterii și mai știu portret, că e foarte greu să faci așa. Am simțit nevoia de spontaneitate, de eliberarea gestului și a mâinii și a coordonarea asta cu creierul trebuie să se facă, pentru că dacă nu lucrezi, e ca și la un pianist sau un violonist. Dacă nu exersezi, dacă nu faci, nu ai digitație, dai cu... Da. Da, scârții. Întrebare clișeu, dar inevitabilă. Ce a zis lumea, ce a zis publicul despre expoziție? Cum a reacționat? Ce reacție au ajuns până la tine? Să spun drept pe mine, câteodată nu prea mă interesează. Acum te-ai interesat? Nu prea. Pentru că m-a întrebat nu știu cine cât costă o lucrare și eu nu m-am gândit. Te-a luat pe nepregătite. Da, m-a luat pe nepregătite. Dar cât costă o lucrare? Nu știu. Poate că se uită acum cineva interesat. Precum m-au întrebat, dar eu nu pot, deci e foarte greu. Eu când mă apuc să lucrez, nu mă gândesc cu cât o să o vând prima. Întâi trebuie să văd, să văd ce fac. Dacă eu consider că e foarte valoroasă, că m-am chinuit, că nu știu cum, a fost un efort mare, îți dai seama că trebuie să răsplătească efortul ăsta, știi? Dar la o chestie din asta, nu știu, nici nu poți să pui așa un preț să te... Să ajungi ca la piață, știi? Dar nici nu poți să pui niște prețuri de... Pentru că ar trebui să discutăm și despre piața te asta rog, cu te rog, artă. Păi ne-am apropiat amenințător de... Da. De pentru că nu poți să... Deci fiecare artist își are cota lui, mă rog. Dar
De fapt, galeristul te face pe tine artist. Acum în Occident și la ora actuală, dacă îți găsești un galerist bun, unde să expui și ăla știe că ești vandabil, poți să te îmbogățești. Și am ajuns la partea tristă a poveștii. Ce se va întâmpla mai departe cu aceste lucrări? Se va întâmpla ce se întâmplă de obicei cu lucrările tale și ale tuturor? Păi, asta adică se noi întâmplă. Nu avem galeristul care să aici la Pitești care să vă pună valoare. Dar nu există și nici în România nu sunt galeriști. Sunt câțiva. Câțiva în București și sunt și în orașele mari. Dar cum să spun, ei au un public puțin selectat de ei. Și ei își ce atrag. Ce înseamnă selectat? Ei în adică funcție de sunt, ce criterii aleg? Păi, potențialii cumpărători da. Sunt două feluri. Da. Unii care investesc. Da, da. Deci e un comerț. Da. El nu-l interesează. Că e unul, uite, cumpăr, nu știu, nu dau exemple. Da. Da, care e, are cotă de 1000 de, sau 10.000 de euro lucrare, nu? Da. Dar el știe că dacă o cumpără acum cu 10.000, peste 10 ani poate am să o vândă cu 20.000. Bun, dar întrebarea și mea oamenii da? Cărora le plac lucrările da. Deci adevărații colecționari, cum era Zambaccian, Oprescu, deci ăștia care erau și plini de bani, dar își mobilau casa cu zeci de tablouri pentru că le făcea plăcere să se uite la ele. Deci da. Nu le cumpără, le bagă undeva de țin după un dulap și se când gândesc la un profit pe termen lung. Sau la bancă, într-un da. Depozit. Și când... Nu, dar întrebarea mea era alta. Voi aici sunteți destui și sunteți foarte buni. De voi nu se știe. Aici voiam să întreb, cum da. Se stabilește cota asta? Pentru că niciodată un cumpărător, colecționar de bună credință sau de rea credință, dacă nu ajunge să te cunoască, tu ești cu cotă 1, 0. Da, da, uite că nu mă pricep la cotele astea artistice. De exemplu, la noi, artiștii nu pot să trăiască, sunt foarte puțini în România care trăiesc numai din artă. Foarte puțini. Și sunt numai în Uniunea Artiștilor Plastici, sunt 6.000 de membri. 6.000 de membri. Câți dintre ei sunt de nu știu. Primă vizibilitate? Că foarte puțin. E cu totul altceva decât da. Valoarea. Pe zone sunt, pe... Pentru că acum, ce se întâmplă? Mă uit, dacă te uiți pe o televiziune, pe cablu, da. Emisiuni culturale sunt le numeri 3, da, 4, 3, 4, 5. Da, da. Pe 10 de canale. Da, da. 10 de da. Canale. Deci, practic, n-are cum să știe lumea de tine dacă nu-ți face cineva. Și media, deci televiziunea, e un mod de a te ști toată lumea. Da. Ei, faptul că... Dar nu e suficient. Da, nu e suficient. Niciodată nu e suficient. Nici publicul nu este educat pentru păi nu chestia mai este, asta. Nu mai este educat. Acum, deci nu. Dacă nu e Floricica, Floricică și nu știu ce... Da, știu. Nu, păi de-aia și vorbeam mai devreme, da, încercam să... Însă există... Și să știi că nici în Occident nu se mai... Deci piața de artă... Vrei să spui că în Occident se cer floricele? Există și acolo. Deci, nu, da, cererea de floricele e la fel de mare ca în România? Da, există și acolo. Public care este, cum să spun, nu te mira. Nu mă mir, adică da. Peste tot există oameni cărora le plac floricele, Vascu, nu știu ce. Oamenii aceia, mă gândeam că au trăit totuși mai mult într-o societate deschisă, mai mult timp decât noi. E adevărat că e, dar cum să spun, la ei chestia asta, viața culturală, e mult mai, cum să spun, pentru că au o moștenire culturală de secole. Da, Occidentul, da, da. Deci când te duci la Paris... Ține de blazonul lor și trebuie să-l respecte. Ține și de blazonul da, și înțeles. De civilizația acelui popor, da. Știi? Adică de faptul că are în spate sute de ani de cultură, mii poate, mă rog, dar faptul că noi suntem niște anonimi până la urmă păi da. Și nici eu nici nu am vanitatea să cred că sunt marele artist nu știu care. Știi? Nu, dar măcar să fii prețuit la corecta valoare. Evaluat, da, 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 se cade. La corecta valoare te judecă oamenii, nu te judești tu. Da, te judecă cei 50 de oameni care vin în expoziție. Întrebarea, e mulțumitor și așa. Prin urmare, ce se întâmplă, ce se va întâmpla? Pentru că poți trăi așa, nu trăiești cu un sentiment de inutilitate, de înfrângere.
Da, e adevărat. Un artist, știi, ți-am zis, nu poate să trăiască din artă. Că oamenii mai pragmatici, de exemplu, frate, mă întreabă tot timpul, ți-am mai spus chestia asta. Dar tu de ce te apuci și faci expoziții? Te costă, consumi timp, bani. Și după aia mă întreabă, ai vândut ceva? Nu. Păi și atunci de ce mai faci? Uh-huh. La el e spiritul practic. Dom'le, dacă investești ceva, trebuie să ai un câștig. Trei sferturi. Dacă știi, din omenire gândește așa. Da, da, câștigul poate să fie așa, pentru tine interior. Da. Deci câștigul nu e numai material. Mă umplu buzunarele de bani și ce fac cu ei? Fericirea nu stă în... Bun, noi știm asta. Problema este cum putem întoarce, dacă putem întoarce roata într-o direcție corectă. Păi noi încercăm. E drept că, cum să spun, oamenii nici nu intră. Eu am văzut și e tipic pentru un oraș de provincie, da? Oameni care trec, e lumina aprinsă, nici măcar la metopa. Da. Nici măcar nu întorc capul să vadă ce e acolo unde e lumina aprinsă. Știu. Iar chestia cu elevi de la liceu de artă, care e acolo lângă metopa, și care trec și nu intră, nu bagă capul să vadă, băi, cine e ăsta, ce face, sau cine vine, sau ce e acolo, să măcar să se uite. Nu. Da. Bine. Și eu mă miră, și pe mine mă miră chestia asta. Deci tineretul este cu telefonul și atât. Informația vine pe telefon. Noi vorbim de parcă n-am ști că nu ei sunt vinovați. Că ei nu sunt vinovați. Ei, așa s-au născut și au crescut, nu sunt vinovați. Și părinților sunt vinovați. Păi nu, copiii nu sunt vinovați. Ei nu au discernământul format. Copilul s-a născut într-un mediu în care nu i s-a vorbit despre cultură, da, în care nu s-a trăit în spiritul culturii. I se vorbește România numai nu despre este bar. O țară culturală. Da, îi se vorbește numai despre bani, da, cum să facă bani. Părinții muncesc pentru ca să nu, ca copiii lor să trăiască nu cum au trăit ei, da, cu griji și cu nu știu ce, și le fac toate poftele și ei sunt niște aerieni care nu mai au niciun reper, cum să spun, solid, așa ceva. Nu se gândesc decât la bani. Și asta este singurul. Da, la bani și la clipa dionisiacă. Da, mă rog, da, unică. Da. Să știi că totuși, acum am văzut totuși părinți care sunt, în general, cu mare atenție. Întotdeauna sunt perioade când adolescenții o iau razna, dar sunt și perioade în care... Dar nu discutăm despre... Da, mă rog. Psihologia profundă a adolescenței, da, da, cu asta am trăit-o toți. Da. Uite, o mirare a mea personală. M-am întâlnit cu diverse mămici. Aceste mămici își duc copiii până la exasperarea copiilor, până la a-i determina, că îi împing de fapt să cadă în depresie, da, ajung până acolo, să facă pian, dans, pictură, da, canto, limbi străine, în not, judo. Cunosc un copil care le face pe toate. Ai fi tentat să crezi, uite, îi îndreaptă către zone care le pot dezvolta creativitatea, le stimulează fantezia, și după vreo 4 ani copilul renunță, este depresiv, se aruncă în zona dionisiacă a internetului, da, o luăm cu ghilimele de rigoare, și s-a pierdut. Și părinții, dar noi l-am dus, eu l-am înscris, am cheltuit o sumă. Exact important. Același, da, exemplu am eu când eram... Tot așa aveam și de-astea complementare, aveam, veneau de la școlile generale și făceam ore eu cu Gicu Dobrică. Dom'le, și era o mămică care venea și o aducea pe fata ei, nu stătea decât o oră pentru că trebuia să ducă la flaut, după aia se ducea la not, da, după aia se ducea nu știu unde, toată ziua, deci o plimba pe fata aia, copilul ăla era... Nu știu cum putea să treacă de la desen să cânte la flaut. Nu știu, nicio, după aia să se ducă să tragă 3 bazine. De după aia veche. Să alerge pe nu știu unde sau să danseze, da, seara după ce venea de la școală sau nu știu când. Ei, plus lecțiile, gândește-te. Plus lecțiile. Da. Deci niște părinți care vor să-și depășească, cum să spun, starea de... Nu știu, în opinia mea sunt niște părinți nepregătiți să fie părinți. Adică ei au cele mai bune intenții. Își iubesc copiii, dar nu știu cum să iubească și habar n-au ce înseamnă să fie părinte. Lasă-l să facă ce simte el.
Și eu sunt întotdeauna, eu am o nepoată care are două fete, la fel. Călărie, not, ha, poftim, engleză. De călărie nu știam. Hai, da, la București. Da, da, da. Bine, nu că știu, bine că n-avem cai și nu la face Pitești. Pian, că nu știu ce, dar face, plăcea chitară, da. Tenis. Da. Deci nu știe și am spus, lăsați chii. Da. Tot ce se poate. E bine să știe, să schieze, să noate. Da, lasă-l dar nu pe copil, vezi dacă e... Da, da. Nu-l lăsa. Nu, dar eu am asistat la o discuție între mamă și fiul ei în clasa întâi și copilul îi spunea, mamă, n-aș mai vrea să merg să... Ba nu, trebuie să mergi pentru că îți va fi bine, nu știu ce. Da. Da. Bine, părinți, ai că am sărit de la... Păi nu, am sărit pentru că problema este foarte gravă. Noi nu vedem asta, da. Noi vedem ce se vede și, mă rog, ce este prima amenințare. Dar faptul că am ajuns unde am ajuns și că doar ne numim România, dar nu mai suntem România aia pe care o idealizăm, este pentru că fibra culturală ne-a fost distrusă. Da. Noi nu mai suntem români, să fim bineînțeleși, din punctul meu de vedere. Da, din punctul de vedere, e adevărat, dar pentru că noi... Nu, n-ar trebui să fim nici naționaliști din aia așa, nu, dar să păstrăm ar trebui o totuși, linie de mijloc. Da, ar trebui totuși să păstrăm o linie în care să, românul să fie român, România să fie Românie. Ori noi deja începem să devenim încet încet occidentali, sunt Valentine's, nu știu ce... Altă... Bine, până la urmă nici n-ar fi rău, pentru că dacă sunt sărbători ale iubirii, Halloween, cum e Sfântul Valentin, e bine. Dar hai să le integrăm într-un context care e al nostru și care ni se potrivește. Eu, de exemplu, mă uit, nimeresc uneori pe posturile centrale la televizor și văd emisiuni pe care le realizează tineri. Asta însemnând până în 30 de ani, cam așa ceva. Domnule, un sfert din dialog, eu nu-l înțeleg. Se folosesc niște cuvinte englezești transformate în limba română, mă rog, contorsionate, apropo de ce spuneai tu că ai prin expoziție, și mă uit, nici nu mai caut, că în ce dicționar să caut. Deci, nu înțeleg. Da, nu bine. Înțeleg limba vorbită. Da, este și o chestie de asta, uite, o chestie o să râzi. La liceu, dar acolo în stație au pus o chestie din aia unde vinde hamburger sau nu știu ce așa? Vinde. Că s-au gândit ei că, vine că e Levi, zonă, au, vin liceu ăștia de la Zinca, da. De la liceul de arte. Și m-am uitat, am trecut într-o zi și m-am uit pe ăsta și scria chicken, deci cum auzi? Chicken. C-I-C-A-N, da? Chicken. Deci, chicken. Ce spuneam, am românizat. Burger. Chicken burger, da? Da. Adică, iartă-mă pentru... Dar cum să că nu vreau să folosesc un cuvânduri. Ori la mișto era făcută. Eu nu cred că era. Nu știu. Pentru toți să citească. Păi cred să că știe... era pentru toți. Da. Chicken burger. Chicken burger. Da. În fine, astea sunt... Aparent nu pot să spun de limbajul de pe net. A, bine, da. Ai văzut cu abrevieri, cu litere care nu înțelegi, semne din astea care... Bun, dar să zicem că pe noi ne depășește chestiunea și e de înțeles. Da, ținem probabil de o altă ei lume. Știu. Da, nu, ei... Da, nu, ei știu, dar problema e ce faci cu această cultură nouă, digitală? Ei au o cultură până la urmă? Deci nu vor, în viitor îți spun, de citit nu mai citesc romane, astea. Știu. Deci li se pare foarte... Mie îmi spui, vorbești de funie în casa spânzuratului. De scris, nu știu să mai scrie corect. Deci scriu elevi de clasa 11-12. Când îi pui să citească, deci eu am pățit chestia asta la școală, l-am pus să citească pe o pagină și citea întâi pe buze și după aia am pronunțat cuvântul. Da. Dar eu cunosc intelectuali deci cu două facultăți și doctorat care citesc pe buze. Vorbesc foarte serios. Bine, acum hai să vorbim și de... Bun, așa. Nu, dar întrebarea acum, ne întoarcem la artă, da? Da. Că ne-am învipia. Eu m-am... Sunt foarte pătimașă, mai ales în ultima perioadă. Așa. Bun. Arta viitorului. În viitor, de fapt, nu arta viitorului. Da, și arta viitorului, deși sunt deosebiri de nuanță. În viitor, arta se va face pe repede înainte, așa cum se și trăiește, pe repede înainte? Sau tu care ești un optimist, spre deosebire de mine pe care m-ai numit fatalistă, vezi o posibilitate de împăcare a contrariilor? Da, bine, depinde cum, dar eu consider că viitorul va fi o artă virtuală pe care va putea exclusiv virtuală? Nu, bine, nu, lăsând nu, la o parte, nu, că... păi nu, că artiștii ca tine vor trăi în peșteră. Atelierul va fi peștera. Mă rog, nu. Deci va fi o artă virtuală, da, continuă-ți ideea. Noi vom trăi așa într-o hologramă din asta... în care noi vom fi, de fapt, niște
morți vii? Niște legume într-un parc, da, care vom sta probabil cu ochii într-un ecran din ăla, da, sau vom fi, da, înconjurați de o chestie care nu există. Și da, asta probabil că într-un viitor, dar la modul cum evoluează chestia, în 30-40 de ani, cred că... Eu am spus 20. Mă rog, eu sunt... Da, tu ești optimist. Da, da, eu sunt optimist. În orice caz, arta va supraviețui oricum. Da. A început cu comuna primitivă, cu urme, da, de degete, de palmă pe pereții stâncilor și desenele de bizon și mai știu eu ce animale erau acolo, acum 5-6 mii de ani sau mai mult, și imposibil va supraviețui cât va fi omenirea. Deci arta va fi o manifestare a umanității care nu cred că va dispare. Da. Deci, problema este a evoluției ei. Pentru că dacă ne întoarcem iar la scrijelitul pe pereții, nu, evoluția este ciclică, dar nu e ciclică așa, în două dimensiuni, ci e ciclică în trei dimensiuni. Da. Deci e o elipsoidă care, elipsă, nu știu, care să merge, dar pe verticală noi revenim întotdeauna la un anumit punct. Am înțeles. Deci același punct, dar trăit în alt fel. Da. Același punct trăit, mă rog, știu, de exemplu, înțeles, da, nu știu ce să iau, renașterea. O să existe o altă renaștere care nu va semăna cu care renașterea, nu va semăna cu renașterea, dar va fi totuși tot renaștere, da, da, după o anumită perioadă în care, de exemplu, arta romanică sau așa, da, bâșbâieli. Da. Știi? Deși fiecare artă, fiecare perioadă are, cum să spun, frumusețea ei, da, înțelesurile ei, înțeles, deci totul, da, e... Eu îți mulțumesc, Mircea, pentru că ai încheiat în nota aceasta, da, că eu prea dusesem discuția așa către zona gri-negru. Da? Da. Îți mulțumesc frumos și să eu ai în continuare spor și inspirație și o primăvară eternă să fie, și pentru tine, să fie schimbarea din tine, da, să te schimbi în direcția primăverii eterne. Să fiu mai optimist. Să fiu mai optimistă. Doamnelor și domnilor, acesta a fost mărțișorul pe care am ales eu să vi-l dăruiesc. Mircea Bârloiu, îl puteți vedea la Metopa, îl puteți vedea la atelier, îl puteți căuta pe rețelele de socializare, pe internet. El există. Căutați-l și bucurați-vă de clipa cea nouă care ni se dă și pe care nu știm să o culegem. Rămâneți cu bine!